Iubiți frați și surori în Domnul, Hristos a înviat. Calea care duce spre Emaus este de fapt calea pe care fiecare creștin o urmează, ba chiar calea pe care o caută orice om. În viața de zi cu zi, fiecare dintre noi, pe calea pe care alegem să mergem, putem avea surpriza ca Domnul înviat să călătorească alături de noi, așa cum a călătorit alături de cei doi ucenici în ziua învierii. Cu siguranță, dacă urmăm calea pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o, Domnul înviat ni se alătură și nu ne lasă singuri și îi aprinde în sufletele noastre dorul veșniciei și căldura credinței ca să-L putem recunoaște în taina Sfintei Liturghii, arvuna vieții veșnice. Pentru ca ochii noștri să se deschidă și să-L putem recunoaște pe Iisus cel înviat din morți, să participăm cât mai des la Sfânta Liturghie, spovedindu-ne și împărtășindu-ne cu Sfântul trup și sânge al Mântuitorului Iisus Hristos. Și inimile noastre, asemenea celor doi ucenici ce mergeau spre Emaus, vor tresălta de bucuria Mântuitorului Hristos, cel înviat, fiind izvorul luminii și bucuriei noastre. Să vestim învierea lui Hristos celor ce sunt în întunericul păcatelor, al dezbinării și al morții, să mulțim faptele noastre bune și lumina pe care învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne-a dăruit-o, ne va călăuzi pe cărările dreptății și vom birui lucrarea viclenilor care uneltesc împotriva fiilor lui Dumnezeu, creștinii de măritor ortodoxi. În această zi de lumină și har, vă binecuvintesc pe toți și vă urez ca această prăznuire a Sfintelor Paști să o aveți cu pace, sănătate și alese bucurii, rugând pe Mântuitorul Iisus Hristos și înviat din morți să vă dăruiască cele ce vă sunt de folos sufletelor și trupurilor voastre. Adevărat a înviat Domnul!